Ultimele studii arată că presiunea fiscală din România se numără printre cele mai mari din Europa și din lume. Din cauza numărului mare de bugetari și asistați sociali, un român ajunge să lucreze până la 149 de zile pe an doar pentru salariile bugetarilor din cele 15 autorități publice. Cheltuielile bugetare au ajuns să depășească 40% din PIB, titrează ziar de Cluj. Asta înseamnă aproape 5 luni de muncă pe român doar pentru stat. Cel mai afectate sunt afacerile mici și mijlocii, care pe lângă impozitele uriașe sunt îngropate în birocrație și călcate mult prea des de autorități. Sunt foarte multe controle, este greu să te ocupi de afacere când trebuie să fii mereu pe drumuri cu hârtii pe la autorități. Abia deschisesem covrigăria când au venit inspectori de la ITM și de mai multe ori chiar și cei de la Garda Națională de Mediu. S-a plâns recent mass mediei un afaceri scrujan care își desfășoară activitatea într-o covrigărie mică. Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică, OECD, a lansat un raport îngrijorător cu privire la modificările fiscale recente. Impozitarea angajatorilor, mai ales prin intermediul contribuțiilor la asigurările sociale sau prin impozitarea salariilor, descurajează angajarea și munca. Statele pot opera asemenea reduceri cu dificultate, mai ales dacă s-au angajat într-un proces de reducere a deficitelor bugetare. Cu toate acestea, reformele fiscale bine orientate pot optimiza ocuparea forței de muncă prin costuri mai mici. Se arată în raportul emis recent de OECD. Un calcul simplu arată că un român lucrează în medie 271 de zile pe an pentru stat, 149 pentru cheltuielile bugetare cu salariile, iar 122 pentru asistații sociali. Pe lângă aceste cheltuieli, românul mai are de plătit anual diverse taxe și impozite locale, asigurări obligatorii sau uneori taxe de timbru.